Bogdan a crescut într-un oraș mic din România, și anume Brăila. În ciuda tuturor împrejurărilor, el începe să învețe fizică și să fie interesat de ingineria aerospațială. Purtat de pasiune, își continuă studiile în Anglia, unde chiar reușește să facă mici schimbări în sistemul educațional. Eforturile personale îl propulsează la Rolls-Royce, unul din cei mai mari producători de motoare de avioane. Despre aparatura pe care a proiectat-o acolo și alte realizări profesionale, ne povestește chiar el în interviul următor.